Bine v-am regăsit, dragi prieteni și iubitori ai muzicii. Numele meu este Bogdan Curta, sunt cantautor și cercetător în domeniul muzical la Pompidou, Paris, centrul de cercetare. Astăzi vă voi spune, vă voi arăta, vă voi cânta, dar în principal vreau să vă spun faptul că aranjez clape, orge electronice, cum vreți să le spuneți, aranjez instrumente muzicale Yamaha, atenție, mă ocup doar de instrumente Yamaha, cel puțin deocamdată. Aranjamentul va fi cu samplere, tonuri, ritmuri, style-uri, cum vreți să le spuneți, din toate zonele folclorice ale țării, nu are rost să le număr. Există pattern-uri și ritmuri și din țările învecinate, respectiv Ungaria și, bineînțeles, să nu uităm că suntem balcanici și din Balcani. Am o rugăminte înainte de a începe să vă prezint pack-urile. Vă rog din tot sufletul să nu îmi cereți tonuri și ritmuri online zilnic, deși sunt la al doilea video, zilnic primesc cel puțin 4-5 astfel de cereri pe care din lipsă de timp nu le pot onora. Ăsta ar fi primul motiv. Al doilea motiv este acela că oricum degeaba vă trimit un style sau un sampler, nu va suna așa cum trebuie. Clapa sună bine când este aranjată per ansamblul ei, există diferite filtre, editori de tonuri și alte secrete pe care dacă vi le divulg de supărare o să-mi albească părul în cap. Înainte de a începe vreau să vă spun că fiecare orgă este aranjată personal, individual, nu există două instrumente care sună exact la fel. Avem aici un Yamaha PSR S950, cineva din Timișoara a vrut un aranjament special pentru orga asta, de aceea spuneam înainte că vor fi personalizate style-urile și tonurile, un pic tinde către Ardeal și către Banat, nu disperați cei din sudul țării pentru că există și pentru voi un cocktail puternic de style-uri. O să începem cu un ritm de la Angela Rus, are solo-ul făcut foarte bine, primele două variații și schimbă armonia, așa cum este piesa originală a cântăreței. Ultima variație este libero, cum s-ar spune, putem să cântăm ce vrem pe ea și este un ritm absolut excepțional de etno. Hai să-l ascultăm! Să vedem refrenul. Totul-i trecător, o zi ți-este greu, o zi ți-e ușor. Da, cunoaștem piesa. Și solo-ul. Foarte convenabil. Și acum ritmul libero. Pentru cei care sunt prieteni buni cu cuvântul nu, cârcotașii noștri cei de toate zilele, ăsta este testul live. Da, se înregistrează audio, chiar nu am timp, din păcate sau din fericire, pentru toți cârcotașii. Un ritm foarte bun de Ardeal. Sunet foarte natural.
Acesta este un ritm tradițional românesc, poate fi folosit foarte bine pe Ardeal. Multă lume mă întreabă de ce nu fac tot felul de floricele și în primul rând eu sunt jazzist, asta vreau să vă spun din start, folosesc abilitățile de jazzist și de compozitor ca să aranjez profesional la un alt nivel orgile, nu în stilul ăla așa de hai să-ți trimit un set, poate merge, poate nu merge, o parte merge, o parte nu merge și lasă că nu-mi pasă, important e să-mi fac eu făcuta, să-mi plătești setul, nu. Fiecare orgă are nevoie de setul ei și multă muncă, de aceea eu le instalez manual. Da, dacă vreți ritmuri, vă vând și ritmuri, nu-i nicio problemă, dar o clapă aranjată cum trebuie manual nu se compară cu nimic. Nu fac o grămadă de floricele pentru că important este să auziți ritmurile și tonurile. Dincolo de toate acestea, voi cântați așa cum vă poftește inima. Un alt ritm ardelenesc foarte bun cu tendințe etno. Să mă lase în pace, să iubesc pe cine-mi place, că așa-i viața mea de haimana. Așa se cântă, fără efect, fără reverb, fără corecții, fără delay, fără șurul ăla mizerabil de care nu vă mai despărțiți, fără din acordul care sună așa cum sună și nici pe el nu vreți să-l uitați, deși toată lumea civilizată nu-l folosește. Bun, trecem mai departe. Hai să auzim un nou ritm. Este un ritm foarte bun și foarte praznic. Merge și pe etno, și pe populară tradițională, și pe gypsy, un ritm foarte bun. Asta este variațiunea lui, da? Și acum să auzim prima variantă. Vedeți, este aranjat diferit. Ascultați chitara, da? A doua variantă e mai cu minte. Depinde ce preferați și ce cântați. Bănățean. We'll be right back.
Bănățean a sunat intr-o ăla. Urmează un style absolut deosebit. Observați, am ieșit din zona Banatului, da? Maramureș, ritm foarte bun. Și varianta simplă? Asta e de austeritate, da? Bun. Bihor. Mergem în Moldova. Super. Absolut super. Asta e atât de frumos că e un cântec în sinea lui. Staccato de-a dreptul din muzică populară în tango și staccato. Pentru adevărați muzicieni. Și cu un pic de ambianță pariziană la final. Absolut sublim. Rămânem cu Ciardașul. Nu vă speriați, se poate cânta muzică românească foarte bine pe el. A intrat și computerul în stand-by. Sau bineînțeles Ciardaș. Da?
Superb, superb ritmul acesta. Și acum un ritm absolut superb de doină. Hai să intrăm în partea lui mai lăutărească. Acum improvizez și eu cu tot felul de crumpeie de melodii pe care mi le amintesc. Pot cânta și pianistic pe țambalul ăsta. Poți improviza, poți intra din doină în jazz. Timp, imaginație și public să ai. Doamne, să scăpăm odată de manelele astea. Apropo, pentru cei care doresc, există și așa ceva în sed. Eu o să iubesc manelele atunci când voi fi african. Dar există, repet, există, știu că aveți nevoie, știți că știu că lumea cere, din păcate asta avem, cu asta defilăm. Până la urmă și voi faceți asta pentru bani, nu vă acuz, nu e vina voastră. Foarte bun de etno. Rim cu multă energie. Foarte bun. Toate într-un singur rim, și maramure, și dance. Chiar foarte reușită selecția aceea. Hai să auziți, într-adevăr, un ritm etno foarte bun. Inițial a fost un ritm de la Yamaha, dar orice poate fi modificat și adaptat, ca rezultatul să fie unul minunat.
așa ceva, numai la Yamaha găsești. O, ce se bucură acum dușmanii de la Korg, între ghilimele. Vă salut și pe voi cei care aveți și iubiți alte branduri, sunteți muzicieni, tot respectul meu. Încă un rind deosebit. Trebuie să vă imaginați voi ce puteți cânta pe el, pentru că eu vă las să ascultați style-urile, repet. Gypsy Jazz. Bomba lăutarilor, nu altceva, dragii mei. Nu o să fac acum odiseea manelelor, pentru că, în primul rând, din respect pentru muzică, pentru mine, pentru ceea ce cânt, nu-i acuz pe cei care o cântă, care cântă genul ăsta de muzică. Există și pentru voi un cocktail nuclear cu muzica asta, care sper să treacă cât de repede ca o răceală și să nu mai aud never ever de... Mă rog, i-am spus muzică, mă iertați. Ce profanare. Bun. Asta e de fapt un hit de Mahala din anii 80. We'll be right back.
și ritmul de etno. Și aici intră în Maramureș. Astea sunt ritmuri foarte folositoare. Foarte divers și acesta cu rupere de rim, da? Foarte frumos. Asta a fost un ritm ardelenesc, încercat de Yamaha, de inginerii, compozitorii de style-uri de la Yamaha, acum mulți ani de zile. N-a fost un ritm reușit, sincer, pentru că oamenii ăștia n-au cântat niciodată muzică ardelenească, românească, dar l-am modificat astfel încât, eu nu zic că e cel mai bun ritm ardelenesc, un fel de purtată, dar e un ritm foarte practic și foarte util. Nu putem cânta pe același ritm o, nu știu, o nuntă sau un eveniment întreg. Nu putem. Am întâlnit oameni care cântau cu trei ritmuri toată nunta. Dragii mei, îi nebuniți de cap pe invitați. Instrumentul ăsta trebuie să, oricum este repetitiv, trebuie să-i dați viață, să faceți să sune cât mai natural. În viața de zi cu zi nu există atâta repetiție. Nu retrăiești exact aceleași amintiri, nu trăim într-un prezent perpetuum care se tot repetă la infinit, tot timpul apare ceva nou, așa trebuie să fie și în muzică. Am încercat să fac lucrul ăsta, uite, am modificat ritmul ăsta, asta ar fi prima variantă, cu acordeon. Și a doua variantă. Ai două piese una după alta, da? Două cântece. Pe una o cânti cu ritmul pe acordeon, pe alta o cânti cu ritmul pe braci, pentru că nu putem să dăm copy-paste. Gândiți-vă, puneți-vă în locul invitațiilor sau a celor care ascultă. Tu când cânti, tu nu simți lucrul ăsta. Ești ocupat, ești concentrat pe alte, ești focusat. Ai devenit cumva imun la ritm, de câte ori l-ai ascultat, la câte repetiții ai făcut, nu-l mai auzi. În sensul că nu că nu-l auzi, în sensul că nu-l percepi ca fiind obositor. Sau uita, a treia variantă. Asta este așa mai a la Le Birt, cum zice francezul, cu excepția faptului că el nu spune birt. Și asta e foarte bun. Și câte ritmuri pentru purtată, astfel încât să nu ne repetăm. Un ritm sârbesc. Tot un ritm de la Yamaha, convertit în etno. O, Doamne, și ce rezultat! Auziți ce se poate cânta pe el?
supărat. Supărat sunt, Doamne, iară, supărat. Oh, I'm so sad. Oh, my darling, oh, my honey, I'm so sad. Sau important este să aveți acea energie, să aveți dinamică în felul vostru de a cânta și în style-uri. Fără dinamică, poate să bubuie oricât, lumea nu se ridice de la masă. De exemplu, din acordul bubuie, dar nu are dinamică, nu are viață. Da? E adevărat, un mixer sau un instrument cu dinamică trebuie să știi să-l reglezi. Dacă nu l-ai reglat, nu l-ai stăpânit, rezultatul e catastrofal. Mă rog, eu zic că și românii încet, încet o să adopte gusturile și normalitatea occidentală și în ceea ce privește echipamentele audio. Și ritmurile astea de populară cu tentă puternică etno, dacă îl lăsăm lent, mergem pe o variațiune mai jos, sună populară, da? Dacă mărim tempo-ul, sună etno. Prind foarte bine. Lumea pe asta se distrează acum la evenimente. Cântați totuși la un instrument electronic, nu este o greșeală sau un păcat, metaforizând sensul cuvântului, să stilizați un pic ritmurile. Degeaba încercați să faceți să sune 100% ca un taraf, ca o orchestră, de cele mai multe ori nu o să reușiți, și când se reușește lucrul ăsta, se reușește în proporție de 90% și cazurile alea sunt excepționale. Asumați-vă faptul că lucrați cu un instrument electronic și când puteți, stilizați ritmurile. Atâta timp când nu faceți kitsch și totul e în limita esteticului și a bunului simț, sunteți pe linia de plutire cel puțin, dacă nu, după părerea mea, mult mai avantajați, decât să faceți ceva care să încercați să sune foarte tradițional și să nu sune natural, să fie o imitație chicioasă. Mai bine asumați-vă faptul că lucrați la un instrument electronic și cântați cu un ritm de ăsta de etno, un pic stilizat. Da, decât să puneți acolo un braț care sună, nu știu ce, instrument chinezesc sau... important e efectul sonor. Ritmul tropotita. De asta chiar o să aveți nevoie. Dragii mei, numele meu este Bogdan Curta. Vă spun toate cele bune până la următoarea întâlnire. Nu uitați, faceți muzică bună și mai ales respectați-vă, pentru că valoarea unui artist nu constă în capacitatea sa de a îi vorbi, nu știu, de rău sau de a
de a-i obstrucționa pe ceilalți. Obstrucționându-l pe colegul tău sau pe oricine altcineva, nu o să devii niciodată, nici cu atât cât este negru sub unghie, mai bun. Dimpotrivă, o să-ți pierzi timpul ocupându-te de soarta și problemele altora, în loc să te ocupi de propria ta ascensiune pe plan muzical, spiritual. Asta doresc eu pentru lumea muzicală românească, să ajungă măcar parțial la respectul, stima, cultura și valorile comunității muzicale din Occident. Nu spun că Occidentul e un model de urmat pretutindeni, are și el lacunele și penumbrele lui, dar totuși atunci când e vorba de respect, haideți să încercăm, din respect pentru muzică, să fim așa cum trebuie să fim, în primul rând oameni. Faceți muzică bună din suflet, pentru suflet. Multă sănătate și să ne reauzim și revedem cu bine!